vreau să vă mulțumesc dumneavoastră din presă că ați dat curs invitației, pentru că avem nevoie de ajutorul și de susținerea dumneavoastră. Se pare că adresele noastre, se pare că procesele verbale, că comisiile organizate pe județul Galați nu au fost atât de convingătoare pentru guvernul României să aloce și pentru județul Galați sume pentru calamități. Astăzi am o întrebare retorică pentru guvernul României, pentru că, din punctul meu de vedere, nu este doar guvernul PNL, este guvernul românilor și a României. Ce vină au 420.000 de oameni din cele 30 de UAT-uri afectate? De ce trebuie să pedepsim 420.000 de oameni în județul Galați și să nu primească despăgubiri? Pentru că printr-o hotărâre de guvern din 26.03.2021, guvernul a alocat 33 de milioane pentru 7 județe. Bineînțeles, atunci județul Galați nu a fost afectat. Dar mai apoi, printr-o hotărâre de guvern din 22.07.2021, hotărârea de guvern 778, a fost alocați bani pentru 17 județe, adică 148 de milioane de lei. Și ca să fie și mai frumos, acum, câteva zile în urmă, guvernul a aprobat din nou pentru 22 de județe din România suma de 374 de milioane de lei, adică vorbim de 22 de județe, iar Galațiu nu este inclus aici. Încă o dată îmi pun întrebarea, ce vină au gălățenii, ce vină au cei 420.000, 266.000 de locuitori care sunt pedepsiți de guvernul României, pentru că guvernul nu este pe persoană fizică și nu este al unui partid, este al românilor. Într-adevăr, în 27.05 s-a trimis de la prefectură către primării o informare pe care am primit-o de la Ministerul Dezvoltării, prin care primăriile să trimită procesele verbale către Compania Națională de Investiții să fie despăgubiți. Primarii au făcut lucrul ăsta. Dar ce să vezi? N-a mai fost despăgubiri prin Compania Națională de Investiții, au fost despăgubiri prin Guvernul României. Direct. Bineînțeles că pe 27.07. iarăși ni se cerea și s-a trimis o adresă de la prefectură către Ministerul Dezvoltării prin care se prezintă situația. Iarăși nu a primit nimic. Am făcut zilele astea, am făcut o adresă către domnul prim-ministru pe care l-am rugat să ia în calcul că sunt 30 de OAT-uri în județul Galați, peste 30 de OAT-uri, mai exact vreo 32 de OAT-uri, care au fost afectate de inundații. Și lucru pe care l-am făcut, adresa pe care am trimis-o și la prefectură și am rugat pe domnul subprefect, bineînțeles că am trimis și pe cineva de la Consiliul Județean, oameni de la Consiliul Județean, ca împreună să centralizăm din nou, repede și foarte repede, ca mâine să trimitem din nou situația la domnul prim-ministru, pentru că dacă atunci ministrul dezvoltării ne-a cerut să trimitem situațiile la Compania Națională de Investiții, instituție aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, acum constat că mai trebuie să trimitem o dată și la domnul prim-ministru. Ce vina oamenii aia care au fost inundați la Băneasa? Ce vina oamenii aia care au fost inundați, casele alea inundate și curțile și grădinile la Bălăbănești, când primarul trebuia să-i scoată cu tractoarele ca să ajungă la gară și curțile inundate? Ce vina au la Slobozia Conachii cu curțile inundate? Ce vina oamenii ăștia? Pentru că bugetul pe 2021 este mult mai mic decât bugetul pe 2020 și 2019. Au cheltuieli de funcționare, au cheltuieli de investiții și de cofinanțare, iar constați
că guvernul României, eu nu am absolut nimic. Sunt sigur că sunt județe care au fost afectate mai tare decât, sau poate mai mult decât județul Galați. Nu eu sunt cel care face evaluarea. Dar cum poți să dai județului Cluj 100 de milioane de lei, adică în primă hotărâre de guvern din 22-a 7-a, s-au alocat 25 de milioane 400, iar prin asta altă 27, adică 100 de milioane de lei, mai exact vreo 1000 de miliarde. Și județului Galați, care am cerut, au fost foarte modești, de aceea îi apreciez și le-am rugat să fie alături de mine, că au cerut și puțin, au fost foarte obiectivi în evaluări, au cerut doar 9 milioane de lei, 9 milioane și aproape 10 milioane de lei, 2 milioane de euro. Adică guvernul României a alocat 374 de milioane, ceea ce înseamnă peste 70 de milioane de euro, și n-a putut să aloce și județului Galați măcar 2 milioane de euro pentru ca oamenii ăștia să poată să repare drumurile și să înlăture efectele calamităților din luna mai până luna august. De aceea v-am rugat să veniți să ne sprijiniți, pentru că este un mesaj și un strigăt de ajutor din partea guvernului și, bineînțeles, în același timp vrem să spunem guvernului României că și Galațul există în România. Domnul primar, domnul primar de la Bălăbănești, dacă vreți să ne povestiți cumva din... Mulțumesc, bună ziua, sunt Marius Ciocan, primarul Comunei Bălăbănești. Sunt foarte supărat, în același timp și mâhnit, căci nu am primit niciun bănuț. Ne-am chinuit singuri să reparăm drumurile, am avut o gospodărie inundată, 5 anexe gospodărești inundate, am avut cantitatea de 76 de litri într-o oră jumate, toți versanții, vă dați seama, au acumulat apa, râpa la Bursucani, sucul vechi. Eu n-am văzut, am 42 de ani, am trăit acolo în comună, nu am văzut așa ceva până acum. Singurul ajutor care l-am primit cu sfaturi a fost domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Fotea. Sunt la primul mandat. Mi-a fost foarte greu să răspund la toate telefoanele, noaptea. Ajutor din partea domnului director de la drumurile naționale, domnul Tudorache, la ora 2 noaptea, 2 jumate, nici nu mai țin minte, eram acolo pe Valea Bursucanului, mi-a trimis un mecanic cu un buldo, am reușit să decolmatăm drumul național care traversează toată comuna, era plin de, vă dați seama, măl, pietriș. Dimineața la ora 7 aveam drumul național eliberat. Fac și eu un apel guvernului României să ne bage și pe noi în seamă, pot să spun așa, nu? Nu suntem ai nimănui. Nu suntem vinovați că facem parte dintr-un anumit partid sau... Oamenii sunt ai noștri. Sunt ai noștri și noi depunem eforturi, bani de motorină nu avem. Utilajii nu avem nici pe ele, nu le avem. Aveam un buldo la primărie din anii 70, care făcătură cu o săptămână înainte s-o strica motorul. La oamenii sărași nici boi nu trag. Da. Cu... Mai spuneți-ne un punctual, care a fost facturile la dumneavoastră și care este suma pe care a solicitat-o? Suma în urma procesului verbal de constatare de partea oamenilor de specialitate, vă dați seama, sunt 4.880.000 de lei. Nu cred că... Care au fost pagubele? Pagubele am o casă inundată, distrusă, 5 gospodării cu anexe de gospodărești în proporții de 20%, drumuri undeva la 6 km. Așa, este un pod care este a Consiliului Județean pe râul Jaravăț, unde este colmatat
proporții de 80%. Noi am semnat un protocol și cu cei de la Apele Românii. O să punem noi la nivel de comună motorina și să ne trimit utilajele. Au excavatoare, buldozere mari, de capacitate mare. L-am semnat undeva la începutul anului. Mi-au promis că în luna mai or să vină să decolmateze acel pârâu. Nici în ziua de astăzi nu i-am văzut pe acolo. Am trimis adrese peste adrese. Inundațiile au avut loc pe 4 august. Am ținut legătura în permanență cu băieții de pe situații de urgență. Am mai avut un caz cu o ambulanță rămasă tot la fel, un pacient rămas, sunt potmolit ambulanța, ne-am dus, am scos o jumătate de oră, nu a reușit să mai vină pe zona Crăiești-Vârlez, pe drumul național, s-a întors pe Berești, de la Borsucani. Spuneați că discursul de totalitate, da? Da. Cum se întâmplă cu familia respectivă? Am reușit și l-am ajutat, cum am putut și noi, diverse materiale. Oamenii, să știți, i-am refăcut sobă, i-am dus acolo, tot. Se poate lupi, vă dați seama, că nu lăsăm omul pe drumuri. Da. Eu vă mulțumesc. Dacă mai aveți întrebări. Mai avem o situație puțin mai delicată, de exemplu, la Slobozia, Conache, unde înțeleg că nici măcar comisia n-a reușit să ajungă. Bună ziua, stimați colegi! Mă numesc Dragomir Emil și sunt primarul localității Slobozia Conache. O parte dintre colegii din presă ai dumneavoastră știu problemele de la Slobozia, că au participat la inundații. Eu am 4 rapoarte operative. Am unul din data de 2-7-2021, cod portocaliu, ora 8. Am unul din data de 24-6-2021, ora 7 dimineața. Am unul din 19-6-2021 și unul din 21-6-2021. La Slobozia Conache avem 16 km de drumuri care sunt afectate și undeva la vreo 3 km și jumătate de șanțuri. Podurile nu mai vorbesc, că sunt și ele afectate, au fost înfundate, în sfârșit au fost desfundate și le-am rezolvat. Am 15 case care au fost afectate. 3 zile și 3 nopți Apele Române au avut utilajele la izvoarele, unul și la Slobozia, o altă motocombă, și am scos apa din curțile oamenilor. Vreau să știți că la Slobozia Conache n-a venit comisia măcar să spună: bună ziua, domnul primar, ce probleme aveți? Deci nu a venit nimeni. Eu sunt foarte supărat. Colegul meu primar de la Umbrărești a zis că ești vesel și eu nu sunt vesel deloc, sunt foarte supărat. Am făcut și la guvern, ca să știți, am vorbit și cu colegul de la Pechea și cu Zavodă, să refacem din nou alte documente și alte plângeri pentru a face decolmatarea din nou, pentru că toată apa care vine de la Cuca, Rediu, Pechea, Costache Negri și Grivița se oprește la Slobozia și la izvoarele. Știți foarte bine, valea satului acolo s-a oprit mereu. Noi avem o problemă, dacă nu facem o decolmatare urgentă, măcar zona unde se poate să meargă apa către Seret, acolo o să avem din nou probleme cu inundațiile. Am cerut sprijinul domnului președinte, acum să vedem și cei de la București dacă ne ajută cu ceva. Problema este că dumneavoastră și noi toți suntem vinovați și o tragem cu toții pentru faptul că nu am votat ce trebuie. 2 miliarde 600, 260 de mii de ron.
localnicii care au avut probleme. Vă rog. Dumneavoastră știți mai bine că ați fost acolo și cei care au avut casele asigurate au fost despăgubiți la prima inundație, după care nu li s-a mai dat nimic. I-am ajutat, am pus utilaje, vreau să știți că și drumurile are făcut cu banii de la primărie, bineînțeles că bani care i-am luat din altă parte ca să putem să rezolvăm cu oameni, trebuia să iasă din curți cu mașini, cu căruțe, cu... Și am avut neplăcuta surpriză să constatăm că de fapt n-am avut niciun sprijin de nicăieri. Acum să vedem, poate știu eu la strigătul de ajutor, poate o să ne ajute cineva. Mulțumesc, domnul președinte. Vă stăm la dispoziție cu întrebări, dacă mai sunt întrebări. Mai sunt, nu știu cât aveți dumneavoastră la dispoziție, că fiecare dintre colegii mei ar vrea să vorbească, să-și spună oful și păsul, dar cred că întrebările noastre punctuale sunt mai binevenite, pentru că nu știu încă o dată cât timp aveți. Încă o dată vă spun că nu credeam că poate să se întâmple așa ceva. Adică eu înțeleg că poate nu ne iubește atât de mult primul ministru, dar guvernul este al României. Totuși, din toate comunele afectate de inundațiile și nu a primit nimeni nicio despăgubire. Vă pot trimite și dumneavoastră, dacă îmi dați o adresă de WhatsApp, să vă dau ultima alocare bugetară făcută de către Guvernul României pe fiecare județ, pe fiecare localitate în parte, cum s-a făcut din tot județul Galați, nu a primit niciun leu, nici... Îmi pare rău că eu am trimis o adresă, am trimis mail și am invitat la această conferință de presă toți primarii, pentru că sunt primarii de la Pro-România, primarul de la Matca și primarul de la Cudal. Am invitat și primarii de la PNL. Unii dintre ei, știți că am o relație foarte bună cu primarul, spus, doamne, nu venim că ne e frică. Și atunci nu putem să stăm cu teama asta, cu frica asta de fiecare dată, că nu putem să vorbim sau nu putem să ne exprimăm sau nu putem să ne spunem și noi ofurile, pentru că este indignant să vezi. Dom'le, fă-te aici sume de 14 milioane, de 72 de milioane, de 15 milioane, de 100, uitați-vă la județul Prahova, 118 milioane. Asta înseamnă 22 de milioane de euro. Iar județul Galați a cerut doar 2 milioane de euro. Adică, nu știu, încă o dată repet, nu știu care a fost dimensiunea pagubilor, de aceea nici nu vreau să judec. Dar este puțin cusut cu ața albă, dacă vă uitați pe lista asta, pentru că este publică și o să vedeți alocările pe județe, o să puteți să trageți dumneavoastră o concluzie acolo unde au fost inundații mai mari și acolo unde au fost sau n-au fost inundații. Adică e prea cusută cu ața albă. Înțeleg că 26 septembrie este zi fatidică, dar nici chiar în halul ăsta. Și repede, și totul afectate de inundații. Când s-au produs acele inundații? Deci acele inundații s-au produs începând cu luna mai până în luna august. Deci și tot timpul, de fiecare dată, fiecare primar a convocat comandamentul local pe situații de urgență, au făcut proces verbal de constatare, apoi prefectura împreună cu instituțiile specializate ISC au trimis specialiști să vadă să facă procesul verbal. De, prin adresa pe care a primit-o de la minister, să-ți doamne, trimiteți repede ca să putem să facă Compania Națională de Investiții, să facă reparațiile repede, trimiteți direct la Compania Națională de Investiții. Conform legii, dacă se face achiziție în momentul în care s-a produs, în două zile, trei zile, de la momentul la care s-a produs inundația, poți să faci pe situații de urgență achiziție repede și poți să intervii. Dacă trec 30 de zile de la producerea inundațiilor, trebuie să face achiziție publică. Gândiți-vă la suma asta de 2 milioane de lei. Dacă face Compania Națională de Investiții face achiziție publică, durează 2 luni, 3 luni de zile.
la inundațiile din 2013, pe care le-am refăcut prin Compania Națională de Investiții, am început evaluările în 2013 și s-au finalizat reparațiile 2015, chiar 2016. Adică cam așa este, cam ăsta este ritmul. Avem, am rugat, asta vă spuneam, am rugat prefectura și am trimis oamenii și de la Consiliul Județean să facem din nou o centralizare noi pe fiecare comună, să vedem exact ce înseamnă pagube, astfel și, și dimensiuni și ce înseamnă locuințe și drumuri afectate, astfel încât să le trimitem din nou. Eu îmi doresc foarte mult ca mâine să ajungă din nou la, la guvern. De această dată nu le mai trimit la Ministerul Dezvoltării. Vă dați seama că în momentul în care ai un buget mai mic decât cel de anul trecut, în momentul în care îți cresc foarte mult cheltuielile, în momentul în care se fac ajustări de prețuri pentru lucrările pe care le ai licitate și pentru construcțiile respective, și atunci trebuie să vii să aloci bani pentru cofinanțări, pentru școli, pentru încălzire, pentru programe și bineînțeles că trebuie să iei de undeva banii ăștia. De unde iei? De aceea și oamenii ăștia astăzi au venit în număr atât de mare, pentru că sunt disperați. Adică ei au primit la rectificări 1000 de lei sau... Domnul primar de la, de la Negrelej, domnul Fuică Hasler, vrea să mai adauge ceva. Ce comune au trebuit să-și folosească resursele și să facă reparațiile pentru a descongestiona pagubele aduse de acele inundații? Eu am fost inundat de cel puțin 8 ori într-un cartier în care apa acumulată de pe versanții din, de lângă comuna Cercești, tot ce vine la vale, vine cu tot felul de mizerii, aluviuni. Păi eu mi-am cheltuit banii care trebuia să dau în folosință o grădiniță cu fonduri europene, numai că banii de cofinanțare i-am folosit să descongestionez cel puțin 7-800 de tone de aluviuni. Mărturie stă șanturile care au fost investiții făcute cu bani din fonduri proprii și sunt la limita cu drumul județean și mărturie stau acele șanțuri care, dacă nu am avut bani să le reparăm în continuare, știm foarte bine că ele se degradează și mai mult și atunci o să ne trebuiască bani și mai mult. Și în felul acesta, folosindu-mi banii pentru acest lucru, nu pot să dau în folosință grădinița, pentru că nu pot, nu am bani de cofinanțare. Poftim? Da. Concret, undeva la 300 și ceva de mii. Bani care a spus și domnul președinte, pentru un județ ca județul Galați, 2 milioane de euro, m-am gândit că eu sunt primar la al treilea mandat. M-am gândit când au apărut programele de finanțare, PNDL 1, PNDL 2, ne-am gândit că în sfârșit putem să dezvoltăm și noi satul românesc, putem să dezvoltăm România în mod echilibrat. Dar constatăm de ceva vreme și nu de mult timp că s-a revenit la, la acel sistem enclavizat de dezvoltare. Noi am fost dezamăgiți și de modul cum s-au împărțit banii pentru a avea să dezvoltăm comunitățile. Știm foarte bine că domnul președinte a fost la toate posturile de televiziune și a arătat cum s-au fost împărțiți niște bani. Am pierdut startul. Am pierdut startul pentru că acei bani care ne, dacă se dădeau în mod egal și nouă, puteam să ne cofinanțăm foarte multe proiecte, inclusiv din fonduri europene. Așa, nici domnul președinte nu a avut resurse la dispoziție și să ne dea nouă, pentru că dânsul ce a avut a împărțit în mod echilibrat și n-a ținut cont de, cum să vă spun, apartenența politică a fiecărui primar. Și pentru acest lucru chiar îl felicităm și îi mulțumim. În continuare bănuiesc că această conferință de presă pe care a organizat-o domnul președinte împreună cu toți primarii invitați astăzi, nu numai noi, sper să aibă un ecou la guvern și să știe guvernanții că chiar dacă ei reprezintă latura politică momentan, au în localități și oamenii care i-au votat și pe dânsi. Și atunci
nu cred că este în regulă ceea ce se întâmplă. Noi credem în continuare și suntem tenace în a ne face treaba la primării și sperăm că undeva cineva va gândi că nu este în regulă ceea ce se întâmplă. Nu ne rămâne decât să așteptăm și să ne chinuim fiecare cum putem, ca și la noi în comune treburile să meargă bine. Vă mulțumesc! Doamnă, nu știu, dați-mi voie să vă spun că nu aș vrea să mă pronunț, doar că știți cum e, lucrurile din astea așa făcute pe sub mână niciodată nu țin. Adică noi am făcut exact ce a spus ministerul, ne-am conformat și nu înțeleg de ce 22 de județe din România au primit bani și județul Galați nu. Este o întrebare la care nu am răspuns. Asta este adresa din 26.05.2021, unde Ministerul Dezvoltării ne spune clar exact unde trebuie trimise procesele verbale de la calamități. Ceea ce toți colegii primari au făcut lucrul ăsta. De ce sunt 22 de județe care au primit și Galațiu nu a primit? Este o întrebare la care nu am răspuns și nici nu vreau să fac tot felul de supoziții, pentru că, vă dați seama, mă duce cu gândul la foarte multe lucruri care nu sunt tocmai cele mai ok. Adică, am vorbit cu domnul subprefect. Exact, trebuie să ne spuneți care au fost ultimele date care ați primit, ca să aveți și noi viziune de ansamblu acest rezultat în județ. Păi, am făcut aici un centralizator pe fiecare localitate în parte și avem cifrele din procesele verbale, doar că acum vreau ca acea situație pe care o trimitem la guvern să aibă procesul verbal. Eu am făcut această situație, am rugat colegii de la Consiliul Județean să sune și să vedem exact care sunt sumele pe care le au în procesele verbale, că de aici am și totalizarea asta. Total înseamnă 9.575.000 de lei, mai exact, ăsta este totalul. Să vedem acum, după ce vom aduna toate procesele verbale, exact suma și o trimitem la guvern direct, nu mai trimitem la Ministerul Dezvoltării. Nu știu, încă o dată repet, este ceva cu sud coața albă, cum 22 de județe au reușit să ia bani și unui județ nu. Pentru că toate aceste procese verbale și toate lucrurile astea, în general, comandamentul pe situații de urgență ca și președinte este prefectul, președintele Consiliului Județean este vicepreședinte, nu înțeleg unde s-a rupt firul. Și nu vreau să fac supoziții, pentru că gândiți-vă ca și om politic la ce mă gândesc acum. Ok. Dacă nu mai sunt alte întrebări, vă mulțumesc mult de tot pentru că v-ați făcut timp și vă mulțumim pentru ajutor. Sper ca strigătul nostru să fie auzit și la București.